Aventuri Aventuri. În primul rând, un kit pentru testare la domiciliu, bazat pe detecție antivirală și un kit care să fie o extensie a primului pentru testare în școli sau în instituții. Deci avem în vedere niște kituri care, în care timpul de procesare să fie în jur de 15-20 de minute, performante, care se poate fi folosi saliva ca probă biologică, deci nu va mai fi necesară intervenția personalului specializat pentru recoltare și, așa cum am menționat, să fie utilizat direct de către pacient acasă. Costurile sunt facile. Tehnologia se bazează pe microfluidică, pe hârtie. Deci costurile de fabricație ar fi mici. Pentru testarea la domiciliu mai există un colectiv în America. În momentul când noi am făcut propunerea, apăruse deja în presă anunțul că se lucrează. Științific nu s-a publicat nimic. Deci ar fi o chestie de noutate și la nivel mondial. Sunt și implicații la nivel de la nivel instituțional, deci se poate face o testare la începutul programului, 10-15 minute de procesare, de testare, după care se poate repeta săptămânal sau la 3 zile, depinde de cum se dorește. Prototipul când va fi gata? Prototipul, să sperăm, de la 6 luni încolo. Deci este necesar un timp de procesare. Depinde, noi avem practic în plan 4 hituri, 2 sunt mai accesibile, celelalte legate de detecție prin ARN viral ar necesita un timp mai mare de elaborare a tehnologiei. Cred că la nivel de institut putem să avem o mini-producție, genul la câteva sute de hituri pe zi. Mă rog, cu angajarea unui operator. Ar fi bine să existe o linie de fabricație pentru aceste sisteme de point of care în țară. Și cazul de față cu coronavirus ne arată că este totuși necesar. De aceea am dorit să existe un startup și o firmă în România care să facă o microproducție, o mini-producție de așa ceva. Target final, sperăm să scoatem în jur de 4 euro, să zicem. Vom vedea cât de complex este kitul la momentul respectiv. Partea de material plastic și de hârtie nu e așa de scumpă, ceea ce sunt scump sunt reactivi. Finanțarea este, pentru România este bună. În lume se finanțează mai bine, dar de ce să nu ne plângem? Finanțarea este decentă pentru un asemenea proiect. Timpul este foarte scurt și necesită un efort extraordinar. De asta am și apelat foarte mult la colaborări externe pentru a scurta acest timp. Am avut un exemplu cu un fost coleg care a lucrat în Singapore și a făcut un asemenea startup cu testare pentru cancer. Iar la ora actuală are investiții de vreo 30 de milioane de dolari americani. Deci sunt exemple pozitive și în lume, în domeniul biomedical. De ce n-am reușit și noi?